Ce mai faceți, oameni buni? Ia uitați ce mai am pentru dumneavoastră aici. Știți că eu vă mai arătam diferite soiuri de ardei, iuți, prin grădină v-am tot arătat. Unii se copseseră, alții nu. Diferite soiuri. Care mai de care mai iute? O să vă prezint. De fapt, v-am arătat cu alte ocazii. V-am arătat prin curte ce alte soiuri mai am. Și astăzi zic eu să vă mai arăt așa câțiva dintre ăștia foarte iuți, foarte, foarte iuți. Practic în aripioarele astea e nu prea e iute. E, dar în mijlocul ăsta e jale. E jale cu ei. Deci cine dorește ardei iuți și foarte iuți, ardei clopoțel și toate cele, mă căutați că am de toate. Am de toate. Și ăștia sunt foarte iuți, dar ăștia e crimă și pedeapsă cu ei. Deci cine dorește să mă anunțe și să le opresc semințe. În mare 20 de semințe, pliculețul 10 lei. Sau ca să fiu mai generos, 15 lei cu tot cu ardei. Și are aici vreo 30 ceva, 40 de semințe. Deci, mă anunțați, îmi lăsați mesaj și ne înțelegem, ne descurcăm. I-am lăsat până la maturitatea deplină ca să pot să-i recoltez pentru semințe, pentru dumneavoastră. Bineînțeles că o să le dau printr-o soluție, printr-o substanță, ca să nu mucegăiască, să nu prindă boli ceva. Asta dacă vă dau semințe, dacă vă dau cu totul, dumneavoastră știți cum vă uscați sămânța și cum vă păstrați. Eu am de toate, plus multe alte soiuri. Foarte mulți i-am cules deja pe cei roșii, foarte multe soiuri le-am cules pentru dumneavoastră. Printre altele am unul foarte, foarte... foarte iute, pot să spun că mai iute decât ăsta, o să vă arăt imediat. Și anume acesta, ardeiul penis. Deci ăsta este iute, îndraci. Foarte, foarte iute. Deci să consumi un din ăsta înseamnă să fii mare amator de iuțeală. Eu unul nu m-am încumetat. Bineînțeles, l-am testat și eu cândva. Dar e foarte iute, domne, foarte iute. Și nu are rost să mai încerc varianta asta, că mă face praf. Foarte mulți sunt pe aici, dar încă nu sunt copți. Adică la modul d-aia, am luat doar ce a fost, ce s-a îngălbenit, ce a fost cum trebuie. Ei ar fi, dar dacă nu-s copți, nu poți să-i rup aiure. Ia uitați cât de productiv este. Soiul, așa mă refer, zic, e foarte productiv, dar nu are rost să-i rup de acum. Doar vă arăt ce o să aveți și dumneavoastră în caz de vi procurați. Foarte mulți, doar că, vedeți, unii acum încep să se coacă. Mare parte dintre ei am luat și deja am dat. Deci au rămas cumva cei mai micuți. Și fel de fel de soiuri. Unele mai într-un fel, altele mai în alt fel, mov. Toate națiile de ardei am avut, dar la mulți le-am luat, i-am cules pentru sămânță. Vedeți? E mov la început, după se înroșește. Și aceștia sunt interesanți, dar foarte iuți. Vedeți, are vrejul de zici că e uscat. O culoare gălbejită așa. Zici că s-a mânat. Dar în realitate el nu e... nu e mânat, așa e vrejul. Și la coacere se înroșește. Prinde mai multe culori.
Am mai multe soiuri, cum vă ziceam. Ia uitați. Dar nu sunt complet copți și îi mai las. Ca să ajungă la dumneavoastră trebuie să fie complet copți, eu nu-i dau așa, vedeți aceștia? Când sunt mai tineri sunt și mai colorați. De atât. Adică când începe să o ia spre coacere. Dar sunt foarte iuți ăștia. Foarte iuți. Cât sunt de mici, atât sunt de periculoși. Și diferite tipuri. Diferite tipuri, soiuri. Ăsta cât e de mic, îl știți al tata, acum l-am cules. Am cules tot ce a fost copt în el. Deci dacă e, mă anunțați și vă servesc. Semințe de roșii, dacă doriți. Uitați, cum vă ziceam, nu sunt mici, poate par, dar nu sunt. Deci trece cu mult de mărimea nucii, cât ou, cam așa. Și ia uitați cât, cum atârnă pe aici. Și uitați și solul, adică nu vorbesc prostii. Le legăm cu mică ață, că nu mai facem față cu ele. Deci până pe 15 decembrie, nici măcar gerul nu prea le afectează. Până pe 15 decembrie mâncăm fără probleme. Ia uitați aici. Bogăție. Bă, 15 cm cât are înălțimea vrejului. Busuioc cu frunza cât palma, busuioc de salată, la fel o să încep să am semințe, dar mai târziu, când s-or coace. Bananieri, pe roșu, pe verde, de iarnă, mai puțin de iarnă. Contează că am. Deci cine dorește, am de toate. Rodii, cachi, fel de kiwi și toate cele. Ia uitați. Varzăcale. Altădată vă prezentam plantare. Pui. Plantuțe mici. Varzăcale scarlet. Varzăcale verde. Și în altă parte o să vă arăt și pe aceea nero. Varză cale nero sau varză dinozaur, cum îi zic unii, care frunza așa bășicată. Aici sunt două plante, gen au fost chelite, că n-a avut sămânța, a avut de toate. Am luat sămânța pentru dumneavoastră, bineînțeles. Și erau micuțe de tot, le-am tăiat până aproape de jos și au lăstărit din nou, s-au făcut. Deci practic asta e în anul 2. Iarna asta afară, nu degeră, poate fi consumată de sub zăpadă, niciun stres. Acum vin minus 10 grade, minus 15 grade, pare a fi degerată noaptea. Dacă a doua zi, de exemplu, sunt minus 3 grade, 2 grade, 1 grad, își revine ca și acum. Nici nu zici că a avut ceva. Practic nu degeră. Ce aș mai avea pentru dumneavoastră? Spanac indian. Ia uitați, bogăție ce au aici. Și practic are două luni planta în sine, că am pus-o târziu. Și s-a îmbogățit, s-a făcut aici. E joardă peste joardă. Ce să mai, ia uitați cum împreunează astea, câte sunt. Peste tot, deci e jale cu el, cât de productiv poate să fie. Semințe, nu mai spun, vedeți? Semințe pentru dumneavoastră. Am început să le coacă. O să am și semințe. Dar nu numai așa, practic vând plantele propriu zise. Că am plantuțe deja cu flori și cu semințe, lăstăruși. La ghivecele, dacă doriți. Practic el ar fi peren dacă n-ar fi problema cu temperatura. Ar produce continuu și continuu. Dacă îl țineți în casă, mâncați în timpul iernii. Și dați așa un 2-3 bețișoare să se agățe și produce la greu. Plus semințe, plus ce doriți dumneavoastră. Ar trebui vreo 20 ceva de metri să se ducă, dacă ar fi fost pus din primăvară. Și dacă ar fi avut
ațe pe care să se întindă. Dar de aici la mine, v-am zis, am plântut la ghiveciul. Măr columnar, dacă tot sunt lângă el. Așa va arăta în 4 ani de zile un măr columnar sau un păr columnar. Deci, dacă doriți, de la începutul lunii următoare o să am și așa ceva de vânzare. Pomișor de 2 ani. Cum ar veni gen 35 de centimetri, 2-3 rămurele și de acolo încolo, după 4 ani, cam așa ceva ar trebui să aveți și dumneavoastră. Nu ca ceilalți peri mari cu coroană, mări, mă rog, ce-or fi, putita-i coroana, nu știu ce. Bine, că și aia sunt pui. Sunt de-o seamă cu columnarul, numai că de. Un pom normal întinde coroana mult. Și orice doriți, piersici cu miez roșu, afin de cultură, glicină, dafini, deci dacă doriți dafini, ia uitați aici, ia uitați că sunt. Aici am pus la bută și niște smochini, fel de fel, fel de fel. Pom de cachi, care la anul s-ar putea să intre pe rod, mai am câțiva. Bine, o să-i livrez cu rădăcină liberă, că nu fi că nu pot să trimit din ghiveciul ăsta cu pământ. După ce le cad frunzele, am și de ăștia, dar și vargă. Deci de 2 ani de zile vargă, cum s-ar zice, băț. Și mai țineți dumneavoastră vreo 2 ani de zile să ajungă ca ce ați văzut acum la mine. Și fel de fel, fel de fel de plante. Bananier și toate cele de iarnă și roșii și ce v-am arătat mai devreme. Am multe, foarte multe. Numai să doriți să mă căutați și să-mi spuneți ce anume să vă opresc. Plantuțele, uitați-le aici. Ce v-am zis eu din astea. De spanac din ăsta indian. La ghivecele. Vă salut!